42, versetul 22, pagina Scripturii, ediția Cornelescu 48, spune în felul următor. Ruben a luat cuvântul și le-a zis, nu vă spuneam eu să nu faceți o astfel de nelegiuire față de băiatul acesta? Dar n-ați ascultat. Acum iată că ni se cere socoteală pentru sângele lui. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Stimați părinți, Iubiți bunici, frați și surori, doamnelor și domnilor, suntem în casa Domnului și după momentele în care inimile noastre au fost înălțate în prezența Domnului prin cântări de laudă, prin vers de poezie, prin slujba aceasta specială de binecuvântare de copii în care ne-am rugat ca Dumnezeu să binecuvinteze nou născuții și odată cu binecuvântarea aceasta am mai cerut încă o dată ca Dumnezeu să binecuvinteze pe toți copiii bisericii și știm că Dumnezeu ne-a ascultat. Revin cu plăcere în sânul comunității Elim din Timișoara și vă aduc salutări sfinte și frățești din partea Bisericii Betel Dumrăven Suceava, din partea bisericilor pe care le-am vizitat în ultima perioadă, cu harul, pacea și îndurarea să vă fie înmulțite tuturor. Amin. Constat cu oarecare surprindere că nu mai participați atât de activ la slujbe, am văzut cântări deosebite cântate aici de cor, de fanfară, slujiri speciale pe care le-au adus copiii dumneavoastră care sunt aici, dar puțin v-ați cuplat cu un domnul să vă binecuvinteze, puțin ați spus slăvit să fie domnul. Am pus-o pe faptul că e slujba de duminică dimineață. după masă vă reveniți, probabil. Dar aș vrea totuși să ne rugăm ca domnul să-l binecuvinteze pe predicator. Amin. Unul dintre lucrurile cele mai importante la predicator este să încheie predica când trebuie. De obicei, când predicatorii vă provoacă, fraților, rugați-vă să-mi dea Dumnezeu înțelepciune să închei în timpul alocat slujirii. Doamne ajută! Știu că ei sunteți de acord la lucrul acesta. Ne rugăm ca Domnul să deschide ușa de cuvânt și să vorbească inimilor noastre. Că provocarea pe care o avem este din ce în ce mai mare. Copiii noștri, adolescenți și tinerii, sunt într-o mai mare provocare ca atunci când am fost eu copil sau adolescent sau tânăr ispitele pe care le au și pe care vin peste ei din frage de copilărie. Sunt mult mai puternice. De foarte multe ori noi constatăm cu durere că nu știm să facem față la aceste ispite. Efectiv ne blochează. Nu avem răspuns. N-am avut această tehnologie pe vremea noastră și efectiv suntem bulversați. Nu numai atât îi vedem, îi vedem ca pentru lumea aceasta. Când vorbim de tehnologie, când vorbim de screen, când vorbim de tot felul de, de lucruri deosebite, de softuri, ei parcă s-au născut pentru lumea asta. Noi suntem în urmă. Ne depășesc din punctul ăsta de vedere. Și stăm și ne întrebăm ca bunici cum am putea să echilibrăm situația. Cum am putea să-i ajutăm în așa fel încât să nu fie corupți de păcatul care e în orice ungher și la distanță doar de un clic. Cum am putea face? Am citit pasajul acesta biblic și cu toate că el a se adresat de un frate mai mare către ceilalți frați ai lui, el venea și spunea, nu vă spuneam eu să nu faceți o asemenea legiuire față de acel bă băiat, dar iată că acum ni se cere socoteală. Aș vrea să spun acest cuvânt în dreptul părinților și, de ce nu, a bunicilor. Ni se cere să fim atenți, să nu avem anumite greșeli față de copiii noștri. Greșeli pe care de foarte multe ori le facem prinși de iureșul vieții, prinși de dorința de a le asigura un trai cât mai bun, cât mai liniștit, de multe ori facem greșeli față de proprii noștri copii. Și de greșelile acestea vom da noi socoteală, nu vor da vecinii. Cu toate că am vrea să punem responsabilitatea pe umerii liderilor de la școala dominicală sau a dascălilor de la școlile publice, totuși noi vom da socoteală de modul în care am crescut, de modul în care i-am educat. Și în ziua de astăzi, pentru părinți, pentru bunici, pentru toți cei prezenți, aș vrea să vă vorbesc despre trei greșeli pe care părinții actuali le fac față de proprii lor copii. Prima greșeală pe care vreau să o subliniez este că greșim față de ei când nu alucăm timpul necesar copiilor noștri. Este un mare har să ai un copilaș, un nou născut. Sunt familii care s-au căsătorit de mai mult timp și își doresc să aibă un copil dar nu poți să-l Nu putem să cuantificăm suferința acelor părinți. Dorința lor de a avea un copil pe care să-l aibă, să se cu ei, din sângele lor. Dar nu pot să-l Însă dacă Dumnezeu ți-a dăruit un copil, te-a onorat, te-a onorat ca în familia ta, să vină o ființă sublimă, deosebită, care îți poartă caracteristicile tale și ale soției tale, ale tale și ale soțului tău. Și din punctul acesta de vedere, acest copil te-a onorat Dumnezeu nu numai să-l ai, ci să-l crești, să-l educi, să fii profesor pentru el. De foarte multe ori, în schimb, nu ne facem timp pentru așa ceva. Ne bucurăm că există, ne bucurăm că seamănă cu noi, dar sunt alte priorități pe care le avem. De obicei cariera, de obicei relaționarea cu ceilalți, mai mult, foarte multe mame și tați stau pe WhatsApp, Facebook și așa mai departe, copiii cresc singuri. Că dacă le arăți unde e frigiderul după ce încep să meargă și așa mai departe, se dezvolte el. Oare e suficient? Stimații mei, unul dintre cele mai mari nevoi pe care le au copiii noștri este timpul alocat lor. Se spunea că secolul trecut a fost secolul vitezei. secolul acesta este un secol al supervitezei. Toți oamenii, și bogații, și săracii, se plâng de lipsă de timp. Din pricina aceasta vedem cum timpul a intrat într-o condensare. Altădată, bătrânii noștri, fără aparatură specială, fără mașini de spălat, fără robot de bucătărie, fără automatizări în casă, aveau timp de una, de alta. Uitați-vă la lucrul manual pe care îl făceau. Ei presupunea efectiv timp. Uitați-vă la modul în care modelau lucrurile cu instrumente primitive. Arăta că aveau timp. La momentul actual, cu toată automatizarea, cu toată tehnologia, toți ne plângem de timp și este un adevăr. Biblia spune că în vremurile din urmă, din pricina celor aleși, Dumnezeu va scurta zilele. Acum te scoli și e dimineața și numai te învârți de două ori, îți programezi ceva și vezi că e seara. Și uite cum mai luni și are duminică, parcă mai ieri ai sărbătorit Paștele și uite că vine rapid este câtva timp, iarăși e aici. Și într o dată constați că nu-i timp. Bun, dacă nu-i timp, cui loci timpul? Interesant că avem timp din meciuri. Interesant că avem timp de filme. Interesant că avem timp de vorbit de politică. Interesant că avem timp pentru orice. Numai nu avem timp pentru copiii noștri. Nu avem timp să stăm lângă ei. Nu ne dezvoltăm o relație cu ei. Că timpul asta înseamnă să-ți dezvolți o relație cu ei. Copilul e o perioadă sub grija ta după care el va deveni din ce în ce mai dependent. Și vârsta după care devine independent începe chiar din adolescență. Întrebarea care se pune, care -i modul în care mai ai acces în viața lui? Că dacă n-ai dăruit timp când era mic, să nu te aștepți să să-ți fie prieten când va fi mare. Să nu te aștepți la asta. Să nu te aștepți să vină să vorbească cu tine, vreau să discutăm niște chestii care nu m-a între oameni mari să vorbesc. Nu! Va găsi să vorbească cu colegii, cu vecinii, cu alții, care își vor face timp pentru el. Dar pentru tine nu va fi timp. De aceea, alocarea timpului din frage de copilărie este foarte important. Citeam cândva și spuneam lucrul acesta că am văzut un hit în Statele Unite care a rezistat cam vreo 10 ani în timpul respectiv, a rezistat vreo 10 ani în topul celor mai bune hituri. Și în cântecul ăla se spunea că exista un tânăr soț, un om de afaceri, Căruia soția a spus că a rămas însăcinată și vor avea un băiețel. Și el era foarte bucuros. Și el spunea în felul următor, abia aștept să-mi văd copilașul care seamănă cu mine și cu soția mea. Dar eu sunt un om de afaceri, sunt foarte ocupat. Și la un moment dat el spune, soția m-a anunțat că a plecat la spital să nască. De unde eram eu, am suspendat orice ședință, orice întâlnire și am fugit repriți spre spital și mi-am văzut băiețelul. M-am bucurat. Apoi eu am plecat pentru că sunt un om foarte ocupat. Merg de pe un aeroport pe altul, trebuie să încheie afaceri pe binele familiei mele și pe progresul nostru. Copilul meu a crescut, nici nu știu când a început să zică tată, nici nu cunosc. Într-o zi am adus o mingiucă să se joace și el mi-a spus, tati, cum știa el, hai joacă cu mine. Și am spus, fiule, acum n-am timp, dacă nu o să vin să vezi și o să ne veselim. Și am plecat pentru că eu sunt foarte ocupat. Copilul meu a intrat la școală, are de rezolvat niște probleme. Într-o zi trecând pe acasă mi-a spus, tati, hai și ajută-mă puțin la matematică, că am înțeles că ai fost bun, mi-a spus mama. Fiule, acum n-am timp, dacă nu o să vin, să vezi și o să ne veselim. Copilul meu este adolescent acum. Îl văd într-o zi cu ruj în obraj, tati, hai să vorbim ca între bărbați, așa. Mi-am dat seama că probabil sunt o îndrăgostit de vreo profesoară de pe la școală. Cine știe, sau de vreo colegă. Și i-a spus, fiule, Acum n-am timp. Dacă nu o să vin să vezi, și o să ne veselim. Copilul meu a crescut, eu sunt om foarte ocupat. Copilul s-a căsătorit, e la casa lui, are și el copii acum. Eu am ieșit la pensie. Nu mă mai cheamă nimeni la întâlniri. Nu mai am cu cine să stau de vorbă. Pun mâna pe telefon și îl sun pe copilul meu și spun, fiule, acum am timp. Hai să discutăm și să ne veselim. Și fiul meu, care o viață întreagă a învățat lucrurile astea, a zis, acum n-am timp dar când o să vin, să vezi și o să ne veselim. Cam ăsta era cântecul cu care au rezistat acolo. De ce? Pentru că transpunea imaginea fiecărei familii americane la timpul respectiv. Din nefericire nu a rămas numai în America. O venit și la noi. Și la momentul ăsta nu avem timp. Avem timp de carieră, avem timp de discuții, avem timp de orice. Și spun psihologii că lucru care întărește relația părinte-copil mai mult ca orice este hârjoana. Dar nu-ți poți face hârjoanul online. Nu poți de pe telefon, de pe în altă parte, să te hirjonești. Trebuie să fie acolo. Trebuie să iei pierni, să te fugărești cu el, să joci vas ascuns a după pierdele, dacă ai pe în casă, să te faci că nu-l nu vezi, nu-l găsești, el stă în mijlocul camerei și tu-l cauți unde ești, unde ești. E distracția lui, efectiv. Dar ai timp pentru asta? Nu ai timp să te cobori la nivelul respectiv. Păi tu, tu, tu ai terminat o facultate, cum să te faci că nu-l vezi? Tu, ai, tu ești un om de afaceri, tu ești un om deosebit și toți prietenii tăi, dacă te-ar sărma cineva cum te joci tu cu copilul tău și spune, băi, dar tu unde ai ajuns? De unde erai și unde ai ajuns? Stimații mei, copiii noștri au nevoie de timp ăsta și nu îl poți da oricând. Ca bunic, ai vrea să întorci lucrurile, că oricum acum ești liber, nu te mai cheamă nimeni și să vii să vezi să ne veselim, dar nu mai vine nimeni. Efectiv. Și nici nu mai poți face. Încerci să rezolvi problema cu nepoții, ce să mai poate. Începe ce n-am dat la copii, hai să dau la nepoți. Și câteodată apare o coaliție, așa, când bunicul își apără nepotul și nepotul se bagă sub bracul bunicului. Numai ca să scăpe de părință, dar tot. Dar în rest, coaliția asta nu funcționează, pentru că educația normală trebuie să o dea părinții. Căci bunicii sunt foarte toleranți. Au voi orice Spune Domnul, ce n-am putut eu face la copiii mei, uite că rezolv la nepoți. De multe ori îi apărăm și atunci când n-ar trebui apărați. Și îi, îi, protejăm și atunci când ar trebui sancționați. Însă părinții sunt cei chemați să nu greșească față de copiii lor, ci să le ofere timp. Făți timp să stai de vorbă cu ei. Există o perioadă din viață când pun, spuneau, că pun sute de întrebări pe zi. Da, și nu vorbesc în perioada aia, nu vorbesc, da, 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 de, 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 ce e lucrul ăsta? Până îți dai tu seama, cum dacă stai toată ziua? Gândiți-vă foarte multe soții de ale noastre împlinind menirea educării, rămân acasă. Noi plecăm și lucrăm, la unde lucrăm? La un birou, pe șantier, undeva menim. Când venim acasă, auzim pe soția în mod disperat, ăsta tu disperat. Ei stai tu la întrebări și ai să vezi ce se întâmplă. Să încearcă și să răspunzi, nu numai să le asculți. Încearcă să răspunzi. Chiar spune, n-am înțeles, mai repet o dată. Și tu îi spui, oricum nu poți înțelege, explică -mi bine și ai să vezi că înțeleg. Și trebuie să repeți explicația respectivă. Câți dintre noi ne facem timp pentru așa ceva? Pentru că ea așteaptă. Am văzut părinți care au spus, domnule, banii să câștigă toată viața, dacă nu o să aibă grijă alții, dar eu vreau să ofer copilului meu timp și și-au oferit timp și-au fost prietenii lor și la cele mai uh, mici supărări, părinții s-au oprit, tu ai o problemă, hai să ne rugăm, hai să vedem care e situația. Mai am problema asta, tot timpul deranjat, un... ai grijă cum faci și începe și educarea copilului. Știi că copilul acela când crește, la un moment dat se duce la părintele lui? Când are o, o dezamăgire în dragoste, când are o dezamăgire în educație, când cineva l-a deranjat, nu trebuie să se ducă la prietenii lui colegi de școală, ci pentru că s-a creat, din cauza timpului alocat, o ușă pe care el poate intra la orice oră, la tata și la mama, se duce și discută cu ei. Îi spune, uite, trăiesc starea asta, am avut decepția asta, ce să fac acum? Și vine la părinte și discută cu el. Și părintele îi dă un răspuns, stă aproape de el, știe cel puțin cu, cu ce se confruntă. Știți că o grămadă de-a copiii de-ai noștri, nu au lucrul ăsta. Cresc în viață și la un moment dat, băi, tata nu-și dă timp pentru mine. Păi, dar am niște colegi care vorbesc cu mine. Dar am niște vecini care își fac timp să vorbească. Și au niște vorbe foarte meroase. Și te trezești cu el într-un anturaj de unde ai vrea să-l scoți. Dar n-ai niciun cuvânt de spus. Pentru că copilul și-o dat seama, tu n-ai investit nimic în mine. De aceea trăim astăzi o vreme, mai ales în lumea occidentală, văd lucrul acesta foarte mulți părinți preocupați să aibă o pensie bună și, când ies la pensie, să viziteze toată lumea pe care n-au putut-o vizita din prisina serviciului până atunci. Își iau copiii, care sunt o binecuvântare, și se duc lunea și îi duc la grădinițe cu program prelungit și îi lasă până vineri acolo. Iar vineri se duc și îi iau de acolo. La început îi iau cu plăcere. Îi iau cu plăcere de acolo. I-aduc acasă și, fiindcă îi aduc acasă, copiii încep să facă ceea ce știu ei. Sparg farfurii, pahare, pe ce spun mâna, dacă li dai nici ceva de desenat, prima îți desenează pereții, îți desenează, nu mai vorbim pe sunt buni instalatori, peste tot, lasă apa să curgă, să vadă parchetul rezistă sau nu, dacă nu ești în zonă, dacă nu ești pe zonă, e problemă, dar asta fac. De aceea foarte mulți părinți rezistă sâmbătă, duminică și luni abia așteaptă să-i ducă înapoi la locul respectiv. Îi parchează acolo și iau vineri dacă s-ar putea cât mai târziu posibil. Cât mai târziu. Și copiii cresc în atmosfera asta. Știți că după ce părinții ăștia îmbătrânesc și nu mai pot, copiii lor care au crescut în atmosfera asta le-au pregătit niște azile de bătrâni, de alea beton, așa, unde nu pot ieși. Unde îi întreabă pe ea, se băi, mai trăiește? Încă trăiește, înseamnă că să mă mai duc în vizită la el cândva, așa. Să nu zic că n-am trecut pe acolo. Și dintr-o dată societatea asta întreabă, măi, ce fel? Nu mai există dragoste firească, spune Scriptura, o caracteristică a vremii din urmă. Dar noi o dezvoltăm, stimații mei. Noi o dezvoltăm. Pentru că nu există copil care să se fi jucat cu tata, cu mama, să fi plâns, să fi cântat împreună, să se fi rugat împreună și să se abandoneze părinții. În inima lui este ceva așezat care nu se poate desprinde de copilăria și de adolescența lui. Și acum îmi aduc aminte de tata și de mamă. Cum pot să-i părăsesc? Cum pot să-i lăs pe mâna altora? Mulți dintre copii au avut carieră în față, au avut loc bun de muncă, unii dintre ei au, au renunțat numai ca să-și îngrijească părinții. Măi, da, de ce faci lucrul ăsta? Că abia ai ajuns pe poziția aia! Abia ai ajuns în locul ăla bine plătit! Eu când eram mic, tata avea o grămadă de opțiuni și mama, dar le-o lăsa pe toate ca să ne educe pe noi și să petreacă timp cu noi. Îi întorc favoarea, nu îi pot întoarce toată, dar îi întorc măcar o parte. Poporul Domnului învață ceva din astea? S-au pornit în aceeași goană, după funcții, după slujbe, care nu sunt rele în ele însăși, dar nu pe la timpului copiilor noștri, frații mei. Nu. Prima greșeală care se face astăzi și continuăm să o facem cu toate că îi vedem rezultatele este că nu oferim timp suficient copiilor noștri. A doua greșeală despre care vreau să vorbesc este că nu oferim educația necesară copiilor noștri. Cheltuim o grămadă de bani pe anumite lucruri care ne trebuie câteodată și constatăm cu tristețe că nici nu ne trebuie. Cumpărăm mașini care nu ne trebuie, numai ca să uimim pe oameni care ne invidiază din cauza la mașina aia. Eram prieteni până ați cumpărat mașină. Dar după ce mi-am cumpărat o mașină mai bună ca a ta, dintr-o dată nu mai suntem prieteni. De ce? Pentru că mi-am luat, îți trebuie? Nu-mi trebuie. Dar am luat-o numai așa ca să uimesc pe ceilalți, crezând că îi uimești. Stimații mei, ca să plătești ratele la mașină, trebuie să muncești. Și o faci din nou pe cheltuiala timpului copiilor tăi. Și apoi sufere educația. Aș vrea să vă spun, stimații mei, că primei profesori pe care Dumnezeu îi îngăduie pentru familiile noastre sunt părinții. Degeaba plasăm educația pe alții. Degeaba așteptăm să-i ducem la școală duminicală și ne rugăm pentru educatorii de acolo să așeze cuvântul lui Dumnezeu în mintea lor. Degeaba ne rugăm, Doamne, fă ca școlile publice sau private, unde ne ducem copiii să-i educe pe copiii noștri cum trebuiește. Nu! Profesorul lor prim trebuie să fii tu. Tu trebuie să te ocupi de lucrul acesta. De aceea Biblia spune, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Mintea copilului tău este un teren arat, afânat, pregătit pentru a primi sămânță. Depinde de cine seamănă primul. Depinde de cine seamănă primul și ce seamănă acolo. Contează în de mult. De ce să nu le înveți tu lucrurile cu adevărat importante? De ce să nu le duci tu în ceea ce cuprinde? Sfânta Scriptură a mai vorbit lucrul ăsta la dumneavoastră, ne prezint un caz special, și anume cazul mamei lui Moise. Iochebet se numea. Femeia aceasta, printr-un concurs de împrejurări, ajunge să-și crească propriul copil sponsorizat de statul egiptean, și anume să aibă o alocație. Era plătită să îl hrănească pe Moise cu lapte până la vremea încercării. După unii teologi, vremea încercării era la trei ani de zile. Deci mama îl avea la dispoziție trei ani de zile. În acei trei ani de zile, când e un copil trebuia să-l hrănească cu lapte, dar eu chebed, l-a mai hrănit și cu altceva. L-a învățat în aia trei ani de zile că el nu e egiptean, ci că el este evreu. L-a învățat în acei trei ani de zile că Dumnezeul lui nu e zeul soare Ra și nici zeul Nilului și nici zeul Tauru Apis. Și Dumnezeul lui este un Dumnezeu unic și Jehova, slăvit să fie Domnul. L-a învățat până la trei ani de zile. De la trei ani de zile vine statul egiptean, vine casa imperială și ia copilul și îl duce la cele mai buni școli egiptene. Au așezat peste ce a învățat Iochebed cum se construiesc piramidele. A învățat peste ce l-a învățat Iochebed cum se rezolvă ecuații la puterea a doua l-a învățat toată știința și toată înțelepciunea, ne spune Diaconul Ștefan în predica lui din Faptele Apostolilor. La 40 de ani, ca un de lemnul pe apă, așa iese învățătura lui Echebed. Îi aduce aminte că el nu este egiptean, cu toate că a învățat la cele mai bune școli și în casa imperială, și îi aduce aminte că el are un Dumnezeu și autorul epistolei către evrei spune din cauza răsplătirilor pe care le-a văzut înainte, Moise, n-a dorit să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a ales mai de bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu. De unde a avut informațiile astea? I le-a dat Faraon? I a dat fica lui Faraon? A fost învățat la școlile Egiptului? Nu! Mama lui, în timpul la scurt, de 30 ani de zile, i-a prezentat ce trebuie. Stimații mei, aveți copii care se joacă cu mașini, le cumpărăm să aibă și telecomandă, să se joace. Ne bucurăm că au tot ce trebuiește. Dacă trebuie să le cumpărăm uh, tablete, să se uite la desene animate, le luăm cât de scumpe ar fi, le dăm numai să stea liniștiți acolo. De educația unde Educația unde Pentru că din ce în ce mai mult pătrund aceste lucruri. Nu ne dăm seama să stăm bucuroși că stau liniștiți, să vadă un desen animat. Am răbat surprins când am aflat că regizorii de desene animate de la Hollywood cer sfatul sataniștilor și a ocultiștilor și a vrăjitorilor ca să facă desene animate pentru copiii noștri. Că dacă noi nu avem timp să îi educăm, îi educă ei prin desenele animate. Ne mirăm că se sperie noaptea, ne mirăm că suntem de umbre, că văd noaptea vârcolaci, că văd noaptea bau-bau și speriați, nu știm. Dar nu te-ai gândit ce l-a educat? Ce anume l-a făcut să aibă starea asta? Chemăm preot și pastor să se roage pentru ei Poate o pleca ceea ce vede copilul, că n-ai cum să intervii acolo. Dar cât e de bine când tu îți faci timp să le duci și să-i spui copilului tău încă din frage de copilărie că Dumnezeul lui este Dumnezeul cerul și al pământului, că are un plan pentru el, să meargă cu fruntea sus, să aibă parte din durarea Domnului, să le duci în ceea ce privește Harul lui Dumnezeu, să-L înveți să respecte orice ființă umană, să-l înveți să respecte orice ființă dincolo de culoarea pielii, dincolo de rezultatele în ceea ce privește învățătura, să trăiască ca un bun creștin, că asta e creștinismul. Creștinismul înseamnă să-i respecti pe toți ceilalți ca purtători de Hristos sau posibil purtători de Hristos. Doamne ajută! Amen. Asta înseamnă creștinismul. Or copilul tău trebuie să fie învățat lucrurile acestea. De foarte multe ori greșim față de ei, needucându-i în mod corespunzător. Ori Biblia vine și spune lucrul acesta. Totodată mai greșim față de ei, mai ales în circunstanțele actuale. Eu am mai insistat altă dată la lucrul acesta, ne învățându-i disciplina și ne i să fie serioși. Ori, iubiții mei, trăim într-o vreme în care lucrurile sunt relative. Trăim într-o vreme în care minciuna capătă diferite forme. Vin în 20 de minute, de el nu-ți vine nici după 3 ori și stai. Bineînțeles că dacă l-ar chema cineva să-i dea un job sau să câștigi ceva, ați veni cu 5 minute înainte, că în funcție de interes. Dar în mod curent, între oamenii lumii acestea, nu ne ținem de cuvânt. Spunem anumite lucruri, ori copiii noștri trebuie să învățați să fie serioși de mici. Da lor să fie da și nu să fie nu. Ori pentru lucrul acesta ne motivează și pe noi să fim un anumit model pentru ei, dar de lucrul ăsta vom discuta puțin mai târziu. Însă e foarte important să le veți disciplina. E foarte important să le înveți că există o vreme a învățatului și există o vreme a iubitului. Nu le inversa. Nu le inversa. Trăim traume în zilele noastre de astăzi. Când copiii noștri nu mai performează nici la materiile care le plăceau. De ce? E îndrăgostit de la 14 ani. Intră Și chiar și noi părinții ne bucurăm. Dom'le, dacă cu și fată vorbește el. Măi, dar are vreun viitor să se căsătorească Nu, nu, așa, nu mă aș cât timpul. Efectiv și iubirea, cât o mai are. Cât o mai are și o termină așa, și o uzează pe chestiile astea. Dar eu învățat cineva? Că astăzi li se spune tuturor adolescenților că iubirea poate fi trăită. Bineînțeles că carnet de șofer nu-i dă nimeni să teme, dar iubirea poate fi trăită de la 13 ani. Și noi știm că iubirea în lume se termină prin ceva numit curvie. Spun deschis lucrul ăsta. Ei, copiii noștri trăiesc iubirea, dar stau vorba bătrânilor din zona noastră, sau la ragaz pe foc mic, așa. Nici aici, nici dincolo. Iubesc, dar nu voi să meargă până la capăt. Băi, dar cât puteți sta așa? Și te miri după aceea că nu mai ai ce faci cu ei miri după aceea că l o părăsit iubita sau iubitul și umbă după funii prin casă și stă tot pe lângă calea ferată și îți vine să schimbi și mers trenurilor din cauza lui. De ce? Pentru că el trăiește o traumă și, scuzați-mă, ne vine să zâmbim după modul în care îi explic. Dar ce te faci când te duci la o slujbă de mormântare unde o familie de oameni serioși, la locul lor, au un singur băiat la 14 ani și care s-a sinucis din cauza colegii de școală care l au părăsit, sau i s-a părut lui că l o părăsit pentru altul. Cu ce să alin durerea celor părinți? Că așa logic îi spui, băi băiete, băi, dați milioane de fete în lumea asta, băi fată milioane de băiețe lumea asta, băi. Dumnezeu are plan pentru tine. Cui să-i spui că nu înțelegi asta? L-a educat cineva pe linia asta? Și cine aștept să o facă? Străinii? Nu tu ca tată și ca mamă trebuie să-ți duci din punct de vedere emoțional copilul. Nu tu ca tată și ca mamă trebuie să-ți duci că există cineva care vede lucrurile mai clar? Că ție ți se pare bună, că ție ți se pare potrivit, că ție ți se pare că e grozav. Dar există o vreme pentru toate lucrurile și orice lucru de sub soare, spunea Eclesiastul, își are? Cine trebuie să-i duci pe copiii noștri la lucrul ăsta? că întâlnesc astăzi nerentabilitate, n-are timp de repetiții, domnule. Pentru că trebuie să se întâlnească cu iubita. Băi, dar cât ai tu? Că, după cum vă vedeți, nici buletin n-ai. Cum? Cât ai tu? Nu, domnule, trebuie să se ducă, să se întâlnească. Nu se poate. Păi să vă mai spun că era bun la matematică printre puțenii buni, dar nu mai poate învăța nimic. Nu mai ține cap, minte nicio cifră, nimic. Pentru că e îndrăgostit, domnule. Și te duci la el ca să-i explici, ca păstor, și spui, măi băiete, măi, dar ai 13 ani, băi, ai situația asta. Și el se uită la tine și se spune, dar dumneata știi ce înseamnă dragoste? S-o inventa numai în timpul lui. Înțelegeți? E de acum, e recent. E recent chestia asta. Și stăm blocați așa, băi, cum să-l ajutăm? Trebuia ajutat când se putea. Când avea și cu cine vorbi. Că acum n-ai cu cine vorbi. El nu vede, n-aude. Mi-a plăcut gândul cuiva care spunea că într-o zi au venit niște părinți la Domnul Isus Hristos cu copilul lor care avea un soi de duhuri necurate. Au încercat ucenicii care până atunci mai scosese demon. Erau aproape profesioniști în domeniu. Dar nu au putut să-l scoată pe ăsta, demonul ăsta. Și vine la Domnul Isus. Și Domnul Isus întreabă pe tata, de când faci el așa? Din copilărie. Știți cum se manifesta demonul ăsta? care trebuia scos doar cu post și rugăciune, se manifesta că era un duh mut și surd. Te duci la el și vorbești cu copilul tău care stă pe telefon. Măi băie, te mai fă așa? Da, bine, vorbim mai târziu. Măi ce ai? Din ce treci? Nu vorbește cu tine. Trismite pe, pe WhatsApp la cineva, o venit babacul și vrea ceva cu mine. Da, nu, cu tine nu vorbești, îi transmite altuia prin sistemul că vrea ceva cu el, dar eu nu-i spun nimic. Se manifestă printr-o anumită formă de surzenie, îi spui și nu înțelege. Și nici nu comunic cu tine. Ori asemenea duhuri, nici ușenișii nu-l pot scoate. De ce? Pentru că Domnul Iisus spune, soiul ăsta, felul ăsta de duhuri, trebuie să ai și post la bord. Doamne ajută! De-aia biserica trebuie să fie implicată în post. Că soiul ăsta de duhuri activează la momentul actual. Mai ales în generația tânără. Și de foarte multe ori părinți nu știu să postească. Câteodată se întâmplă că în anumite comunități se ridică un frate. Spune, fraților, ar trebui săptămâna asta să avem două zile. Și vine cineva și îl întreabă pe copilul lui, băi, dar ta tu chiar postești două sau trei zile? Nu, tata nu postește, numai el ridică să posteți voi. Vă provoacă pe voi, atât atât. El nu mă propune. Din punctul ăsta de vedere, ne dăm seama că există o anumită forță care ne ajută. Suntem de acord că ea care posteți. Dar nu suntem noi ăia care postez. De câte ori e oprit pe copiii tăi? Măi, suntem în zi de post, înaintea Domnului. Adică nu mâncăm și nu bem nimic. Bineînțeles că copilul spune, tată, pe la ora două mă doare cap. Bun, la două tu mănânci, eu continui postul. Dar ai învățat cu noțiunea asta? Pentru că lupta pe care o avem acum, și încă o dată vă repet, stimații mei frați slujitori care sunteți aici, părinți care sunteți aici, noi ne rugăm, dar pățim ca și Nu se întâmplă nimic. Noi ne rugăm. Mai există post că soiul ăsta de duhuri nu ies afară. Deci n-ai biruință asupra lui. Nu te ascultă până nu există post și rugăciune. Rugăciune mai avem, dar postul este. Și atunci ne întâlnim cu soiul ăsta care se manifestă prin surzenie și muțenie. N-ai cu cine vorbi. N-ai cum să te logic în mintea lui. Și suntem blocați. Păi, frate, nu mai știu ce să fac. Dați-i greu să pui o zi de post împreună cu toți din casa ta? Să ajute Domnul. Educația aceasta trebuie fie primită tocmai în biserică, pentru că lucrurile acestea se pregătesc din timp. Prima greșeală pe care o facem față de copiii noștri este că nu alucăm timp. A doua greșeală este că nu educăm corespunzător. A treia greșeală pe care vreau să o subliniez este că nu suntem un exemplu bun pentru ei. De foarte multe ori Știu că și noi avem nevoie de pocăință, de întoarcere la Domnul. Dar nu ne dăm seama că copiii văd mai bine ce facem noi decât ce spunem noi. De obicei, noi la nivel de declarație stăm bine. Cam cum ar trebui trăită pocăința, cam cum ar trebui să ne iertăm unii cu alții, cam cum ar trebui să -i iubim pe vrăjmașii noștri. Bine, stă bine asta câtă vreme eu declar la învon. Dar copilul meu mă știe și acasă cât trăiesc ceea ce declar. De aceea singurii pe care nu îi putem păcăli sunt copiii noștri care ne citesc exact din intențiile noastre. De aceea, frații mei, e foarte important să fim un exemplu pentru copiii noștri. Vrem ca ei să fie folosiți de Domnul și să nu lipsească de la corul de copii, de exemplu. Dar noi câteodată îi aducem la biserică, du-te la corul de copii, că eu mă duc să mă odihnesc acasă. Ca seara am stat de vorbă până târziu cu prietenii mei, de ce se întâmplă în Ucraina și acum sunt obosit. Crezi că copilul tău nu se prinde că tot îl aici? Crezi că nu vede? Când va ajunge la momentul să decide, spune, tată, mă odihnesc și eu, că am și eu problemele mele. Mă gândesc și eu la anumite lucruri și sunt extenuat. Ca atare cum tu dormi în timpul slujbei, acasă, așa pot dormi și eu. Și dacă nu dorm, stau pe calculator. E treaba mea ce fac. De ce? Pentru că tu trebuie să crești o cale. Și calea aceasta este, chiar dacă ești obosit, copilul tău tată, poți să stai acasă că ești obosit, ai fost chemută, nu mai băieți. Chiar dacă mă duc la biserică și mă vede predicatorul cum mai ațipesc așa, mă duc acolo pentru că calea pe care o trasez, eu vreau ca și tu să mergi pe ea, Doamne ajută! De foarte multe ori nu ne dăm seama de lucrul ăsta, considerăm că avem anumite libertăți, însă croim, vreți nu vreți, o cale care duce undeva. Vă spuneam eu o altă dată cu un anumit domn dintr-o anumită comunitate se întorsese la domnul și înainte el era pătimaș de băutură și și-o dat seama că mai sunt și alți colegi de-a lui care au rămas la bodega din sat. Și într-o zi de iarnă, când nisese puțin așa afară, omul ăsta s-a gândit, băi, eu să mă duc acolo de unde am ieșit eu și să le spun la colegii mei să ceară îndurarea Domnului, cum am cerut-o și eu. Să se vină la pocăință, cum am venit și eu. Și să gândea el ce să facă. Și încetul, pe când copilașii săi dormeau de-amiază, el era pe acasă, Dormea de abia, o ieșit afară și o luat niște încălțări și o luat-o grădin să ajungă mai repede la locul de întâlnire, fost de întâlnire unde mai consumau ei. Și pe când mergea el așa prin zăpadă și se gândea la ce să le spună la tovară și foștii tovarăși de băutură, în spatele lui aude niște pași. De ce? Unul din copilași, lui, mai mărișor, așa șase ani, o ieșit, o luat niște bocanci mai mari din prag de acolo, cum era așa, și pentru că zăpada era de vreo 20 cm, ca să nu intri zăpadă în papuci, călca exact pe urmele lui Și mergea pe urmele alea și era destul de greu să facă pașii aia mari. Și când el se uită în urmă, se uită la băiatul lui și întreabă, măi, dar eu știu unde mă duc, dar tu unde te duci? Și el spune, tată, nici eu, nu, eu nu știu unde mă duc, doar calc pe urmele tale. Unde ajungi tu, acolo ajung și eu. Stimați mei, vreți, nu vreți, să e adevărul. Pe unii calcă urmele tale ca tată și ca mamă, copilul tău va păși pe ele. Chiar dacă nu știe direcția și nici logica de ce te duci tu acolo. Dacă bărbatul ăsta ajungea acolo, copilul ajungea acolo, știa unde ajunge tatăl. Nu spunea probleme de lucrul ăsta. Ori aș vrea să vă spun, stimați mei, există o vreme când copii adoră pe părinți. Când copii bagă în seamă tot ce le spun părinții. Este o vreme când tata e cel mai bun și mama e cea mai frumoasă. Poți să te duci să explici de to mis, nu știu care. Nu, domnule, mama e cea mai frumoasă. Poți să vii tu cu poză, cu ce vrei. Mama e cea mai frumoasă. Tata e cel mai tare. Bă, dar există boxer, băi, la categoria grea. Îl termină pe tată. Nu, dacă se întâlnește cu tata, tata nici nu discută cu el. E bine să nu vie. Pentru că tata nu are probleme. De ce? În mintea lui nu este mai tare ca tata și mai frumoasă ca mama, mai gospodine ca mama. Ei, atunci e prilejul, dacă tot are gândul ăsta, de ce tata nu-și face timp să spună, da măi, într-adevăr tu mă vezi tare, dar eu nu sunt așa de tare, Dumnezeu e cel mai tare. De aia mă vezi plecat pe genunchi. Pentru că mă rog la unul mai tare ca mine, care mă poate ajuta, că nimeni nu mai poate ajuta. Și mama vine și spune, da, tu mă vezi cea mai frumoasă, dar aș vrea să spun că datorită Domnului Iisus Hristos am parte de îndurare. Datorită arului, hai să cântăm o cântare, hai să-L lăudăm pe Domnul Iisus Hristos. Știi că în modul ăsta îi transmiți că dincolo de tăria tatălui și dincolo de frumusețea mamei, Există cineva care are toată puterea, toată gloria și care e bine să fie și prietenul lui? Îi transmiteți lucrul ăsta? Vei că ceea ce spune tata și mama, așa -i. Avem timp de lucrul acesta. Conține de educație, dar ține și, iubiții mei, de modelul pe care îl transmitem, de, de forma de a transmite. Unul dintre lucrurile care aș vrea să mă ocup acum este un lucru care deranjează părinții. Mă deranjează și pe mine, nu numai pe voi. Și anume știm că mai greșim. Mai greșim prin atitudinea noastră. De obicei, ni cerem scuze față de păstor, ni cerem scuze față de ala la care am greșit dacă ne-o prins, cerem scuze, oricum nu mai avem unii fugi, suntem prins la colț. Problema este că nu cerem scuze față de copiii noștri. Ei trebuie să ne înțeleagă că asta e situația, nervozitatea noastră, faptul că n-am dormit, faptul că suntem presați, faptul că nu sunt bani. Faptul ăsta ne permite să vorbim cum vorbim, să avem atitudinile pe care le avem și ei trebuie să ne înțeleagă din prima. Nu este adevărat. Stimații mei, unul dintre lucrurile care le apreciază cel mai mult copiii noștri este momentul când venim în fața lui și spunem nu ne-am comportat într-un chip vrednic de Hristos. Vă rog frumos să mă iertați. Vă rog frumos să fiți foarte atenți la lucrul ăsta. Știți că ne apreciază pentru lucrul ăsta? Știți că e disponibil să ne asculte? Știți că și câteodată mai în râs, mai în serios discutăm lucrurile acestea și cu toate că nu este greu, e un exercițiu necesar, foarte mulți dintre păstori și de merg pe drumul ăsta. Din nefericire am constatat că unii copii ai lor, discutând cu ei, spuneau măi tată, a fost un om extraordinar, a fost un om al lui Dumnezeu, n-am ce comentat, dar a făcut ca om și greșel ca părinte. Odată dată nu venit la noi. Tot știam de elefantul din cameră. toți știam că greșit dar ne făceam toți când ne uitam pe păreți, așa, ca să nu se prindă și el, că noi știm. Pentru că nu vrea să fie umilit în propria familie. Măi, dar ce are dacă ți recunoști vinovăția? Își dă seama și copilul că poate greși și el oricând. Și singura soluție, după ce ai făcut greșeala, ei nu s-o ascuns tată sub preș și vezi în mijlocul camerei un preș care are dita mai movila din sub, dar toată lumea se face că nu vede. Toți se că de ea, dar nu, nu se face că nu vede. Păi simplu, dai preșul la o parte, băi, asta e situația, ne pocăim în și vă rog frumos, înainte să-ți spun altul, spuneți-mi voi. Dați-ne voi proprii copii să vă ajute, că vă înțeleg mai bine din neamul vostru. Pricep exact slăbiciunile. Și atunci când altul abia se prinde de ceva, copilul știe. Te ajută. Doamne ajută, frații mei. Amin. E foarte important lucrul ăsta. Vă spuneam altădată de un coleg de-al meu, care era sujitor, și la un moment dat, împreună cu soția lui, a fost chemat să plece la o evanghelizare. Avea pe timpul ăla vreo șase copii și spunea el că când o pleca la evangelizare împreună cu soția, le-a dat treabă. La fete, pe la bucătării, de spălat vasele, de aspirat casă. La băieți le-a dat și lor, aveau de mutat ceva acolo, de pus totul, de treburi de băieți așa. Și-a plecat omul ăsta. Copiii au așteptat până au auzit mașini, motorul mașinii plecând de acolo și după ce au plecat, au zis, măi, dacă tot trebuie să aspirăm și să facem așa, măcar să fie și aspirat. Și au început o bătaie cu pernile, când numai ei știau, fugăreau prin camere, bătaie cu perni și așa mai departe, trânti pe pat, fugăreala pe acolo, un, au făcut un praf în casă, dar ei urmeau să aspiri, doar nu era altcineva. Ca atare. Și la un moment dat, cum se băteau e așa cu perni, vreo doi s-au lăsat pe unul dintre frații de acolo mai tare cu pernile astea, o pierdut perna în războiul ăla care a fost acolo, o pierdut perna și fiindcă nu putea să i dea cu nimic la ăștia, au prins ceva ce era pe o noptieră pe acolo, o vază, nu știu ce de pe... și o prins el din pernă, și au aruncat spre ăștia. când au văzut că vine meteoritul, s-au lăsat jos, că și-au dat seama că nu au chef să se întâlnească cu vaza asta, S-au lăsat jos, numai că vaza nu s-a oprit din mers pentru că nu și a atins ținta, că nu era cu infraroșu, nu funcționa în felul ăsta. Și s-a dus drept în geam și o spart geamul. Când s a spart geamul, toată lumea a revenit la slujbe. s la vasele, aspiratorul a pornit, totul. Deci nu s-au auzit că a au venit tata și mama. Ei deja erau pe fază, vreau să aspiri de nu știu câte ori. Numai ca să poate să repară geamul. Nu, geamul nu s-a reparat. Când au venit aici și cu Mike, s au constatat cu stupoare că ei când veneau și opreau mașina, încă s-auzea în casă gălăgie. De la șase copii era gălăgie. Așa, pentru că nu era tata acasă. De data asta liniște. Păi, copiii noștri sunt în casă că nu s-au nimic. Când intre toți erau fiecare. Tata am aspirat, am aspirat și pe sub dulapuri, și pe, pe dulapuri, și pe... Bă, nici nu le-am cerut asta, dar fetele au spălat vasele și pe alea care erau în dulap nefolosite. Dar cine știe dacă era praf? Toate erau făcute, aranjate la locul lor. Așa, băi, ce mirat, și băi, poate n-am nimerit la casa greșită. Dacă ei așa de disciplinați, și la un moment dat unul spune, tata, să ți spart un geam. Ce? Să fac spart... cum adică ta curățenie și să ți spart un geam? Și fratele nostru evanghelist o scos disciplinatorul de la brâu, așa l-a scos, l-a pe din două și o a luat pe toți la rând, pe șase, așa, câte una, câte două, câte o le-a dat și bonus și așa, ce aveau nevoie fiecare la momentul respectiv, după care i-au plecat să studieze, ca a doua seară era chemat iar în lucrare. Toți o comentat ceva așa, au mai plâns, dar unul dintre ei se vede că face și grevă. Plângea cu sughițuri așa, dar se vede că forța. Și atunci el o trimis nevasta, băi vezi ce are ăla. Că ăla face din cauza. Că toți ceilalți și-au la porția, s-au dus fiecare în lor. Ce are ăla? Ăsta vine și spune, mamă, tata m-a bătut pe degeaba. Dar cum de? Păi când se băteau ei cu perne aici și cu așa și-o arunca cu vaza, pe mine m-a trimis că le era sete să cumpăr un suc de la chioșcă de aproape. Și în timp ce eram plecat după suc, ăștia o și eu când am venit cu sucul, geamul era spart și eu am luat aftea la bătaia, bătaia și ca și cum aș fi fost aici. Tata a greșit. Vine neva să spune, băi, data asta ai greșit, n-ai judecat drept. Uite copilul. m-aș fi așteptat ca evanghelistul nostru să fac ca majoritatea părinților. Te-am bătut anticipat. Adică ai să mai faci și o prostie și ca atare să o ții cont de asta. Eu o să sar sarpistii, fără probleme. Nu, nu. El și-o dat seama că îl reprezintă pe Dumnezeu. Că totdeauna când copilul spune Tatăl nostru care ești în ceruri, nu se gândește la Dumnezeu, și se gândește la caracterul tatălui său. La asta se gândește. N-are alt termen de comparație. Și evanghelistul știa asta. S-a dus imediat la băiatul lui, care era puțin mai sus de genunchiul lui, el, și îi spune, măi, mi-am dat seama că am greșit. Copilul spunea așa. Deci deja era de acord cu el. Mi-am dat seama că am greșit. Am înțeles că tu n-ai fost acasă. Am înțeles că... Te-am lovit și nu trebuia făcut. Copilul spunea din cap așa. Acum e de datoria mea să-mi cer și te rog frumos să mă ierți. Și copilul se uită la el și spune, tare, tata, tare ți-aș mai da eu curelele alea înapoi. Dar fiindcă ești mai mare ca mine, te iert. Câteodată avem parte de așa iertare. Însă e foarte important pentru copiii respectiv gestul. Gestul. Nu uitați, vă repet încă o dată, copiii avem o, o vreme în grija noastră. De la o vreme îi cresc. Ne sunt prieteni doar dacă dezvoltăm aceste atitudini. Vine vremea care au anumite probleme, sentimentale, financiare. De ce să știe tot orașul să nu știe tata și mama mea? De ce să știe toți prietenii lui și eu ca tată și mamă să nu știu? Mi-a plăcut are mult experiența unor frați slujitori când s-a făcut rugăciune în cadrul bisericii pentru ca Dumnezeu să umple tineretul cu Duhul Sfânt, erau tineri peste 20 de ani. Și în timp ce se făcea rugăciunea respectivă, frații de acolo, frați păstori, frați proroci, au spus, măi, dacă rugăciunea durează câte o oră jumătate, dacă te mustră cugetul de ceva pe tine, oricare fii fi tu, oprește-te de rugăciune, nu aștepta o oră jumătate. Și ia un frate slujitor, mergi să te mărturisești ce te împiedică în rugăciune. Și se oprea câteodată câte un copil de pastor, câte un copil de proroc, câte un copil de diacon, se oprea și spunea, vreau să merg la mărturisire. Toți ceilalți, cu cine vrei să mergi? Cu tata. Tata e prietenul meu. Se ducea de cu tachesul, vorbea problemele lui. Credeți că în seara aia o dezvoltat relația cu tata? Sau tata cu el? Începuse de când era mic. Nu greșit față de copilul lui, investind timp, investind educație și fiind un bun exemplu pentru el. Frații mei, vă doresc, vouă îmi doresc și mie, să spunem ca omului Dumnezeu, că despre mine, eu și casa mea, voi sluji Domnului. Dar cum dai tărie asta să spui așa ceva? N-am greșit față de copiii mei, neglijându-i în ceea ce privește timpul. Nu, n-am avut banii pe care au avut alții, n-am putut să le dau telefon de ultima generație, cum poate au putut alții, n-am putut să le dau poate camera lor privată să o aibă, dar cât am avut, am fost prietenul lor, am stat în preajma lor, am plâns cu ei, m-am râs cu ei, m-am mărjonit cu ei, am discutat toate problemele cu ei, le-am spus cât e de important Hristos, m-am rugat cu ei, am cântat cu ei, am postit împreună cu ei, acum cu ei moștenesc împărăția Domnului, Doamne ajută! Visul ăsta pe care l am eu, vi-l doresc și vouă și îl văd un vis realizabil prin puterea Duhului Sfânt. Să ne ajute Dumnezeu. Amin.